Bună dimineața, Florin, bună dimineața tuturor. Urmează o perioadă interesantă din punct de vedere astral. Vorba ta, trebuie să știți în primul rând ce zodie sunteți în horoscopul chinezesc. Avem și un remediu special pentru această lună, dar mai multe detalii ne dă Niculeta Ghiri și este specialist în astrologie. Bună dimineața. Bună dimineața, bine v-am regăsit. Hai să vedem ce ne așteaptă în următoarele 20 de zile, de fapt. Așa este, până pe 10 iulie 2021 vom fi predispuși la energia de succes. Acest remediu potențiază această energie de succes și recomand să stăm și să petrecem mult timp în mijlocul caselor noastre sau al birourilor, pentru că în timpul, în momentul respectiv și în locul respectiv, putem să emanăm energia asta de succes, da? Și acolo să luăm deciziile importante. Bun, în sfârșit avem o veste bună, urmează o perioadă de succes. E exact ceea ce ne dorem să auzim. Suntem în ea, da, deja. Ok, acolo recomandă orice culoare de apă, albastru sau negru și metal, alb-gri, pentru a potența această energie. Și vom observa iarăși că în această perioadă cursurile vor fi la mare, în mare căutare și este o perioadă de producere și de clădire a lucrurilor durabile. Pentru toate zodiile, da? Ce ne așteaptă? Să vedem. Așa. Că sunt foarte mulți curioși să vă aflăm. Pentru șobolan și bivol, aveți asupra voastră o energie a ajutorului divin. Veți întâlni persoane care să vă ajute sau, de ce nu, acel ajutor de sus, da? Pe care îl aclamăm cu toții. Șobolanii ar trebui să fie ajutați în carieră de către aceștia și să țineți mereu aproape oamenii care sunt bivol, așa, iar bivolii, energia vă poate propulsa în relația mult visată și vă puteți înscrie la cursuri, tabere, iarăși, o perioadă excepțională pentru voi și țineți alături de voi șerpii, deci nativii șerpi și șobolan. Da? Vă ajută în perioada respectivă. Tigru, o îmbunătățire a relațiilor existente și rezolvarea lor, puteți oficializa niște relații existente, deci vă puteți căsători, iarăși o susținere energetică de la dragon și mistreți luna aceasta. Văd că e mult pe partea de relații, sunt schimbări importante pe partea asta. Da, așa, tigru, am spus despre tigru cu îmbunătățire, iepure, știu că Florin este iepure, da? Energie de prosperitate, prosperitate în cuplu, iarăși, și profitați de orice ocazie și să vă faceți și să faceți cât mai mult bănuți luna aceasta. Deci, pentru norocos, că aveți Florin, o energie de prosperitate, nativii dragon și șarpe, și știu că rauna e șarpe, așa, dar și câinii vă pot susține foarte mult energetic luna aceasta. Dragonul și șarpele, aveți o energie de multiplicare asupra voastră, o energie a norocului din viitor. Ce se va întâmpla acum va avea repercursiuni pentru viitorul vostru, benefice. Atenție însă, dragonii, la discuțiile purtate, pentru că pot să strice iremediabil anumite relații și, cum spuneam la începutul anului, este bine să fii atenți la ce cuvinte rostesc și când le rostesc. Da? Bun, și iar pentru șerpii, la ce trebuie să fie atenți? Șerpii ar trebui să fie ar trebui să fie atenți la neplăceri și iarăși minore accidente, pentru că energia asta de multiplicare multiplică energia anuală și nu speculați financiar anul ăsta, iar nativul bivol poate să vă ajute să vă susțină foarte tare. Calul, da? Eu sunt cal. Tu ești cal, așa. Luna aceasta energetică este luna ta, da? Luna cailor, însă poate veni cu un succes redus și atunci nu e momentul să vă afirmați acum. Deci orice ai întreprinde, da? Și păstrați nativii oaie în jurul vostru, da? Și știu că ai colegii tăi care sunt nativi oaie, da? O să te susțină. Oaia energetic poate fi predispusă la pierderi puternice luna aceasta, dar și atenție la procese pe zona de relații, o susținere de la mistreți și cai, deci vă ajutați unii pe alții în echipă, da? Ceea ce este foarte bine pentru voi, da? Maimuța, tot o energie de pierdere pe zona de relații, mențineți o poziție defensivă, deci nu vă certați așa și vă susțineți acum punctele de vedere, pentru că nu aveți succes foarte mare. Ce-ai născut în anii 80? În anul, da? În 80 șar, sunt, nu numai în 80, 80 plus 12, 80 minus 12 ani, așa. Șarpele și câinele pot să vă susțină foarte tare luna aceasta. Cocoșul
dispute și ceartă pentru voi luna aceasta, deci o să fiți mai agresivi decât de obicei. Cocoșii sunt renumiți că ei își expun părerile, însă păstrați-vă calmul și dragonii vă pot fi mari aliați. Iar pentru câine și mistreț este o energie de atenție pentru orice afecțiune, ar trebui să fie investigată și o să vă rog, pentru a atenua energia asta îmbolnăvirilor, puteți să vă duceți singur la spital și să vă investigați înainte ca să vă cheme energia acolo, da? Iar nativii oaie și tigru pentru mistreț sunt esențial luna asta, iar pentru câine, iepure și maimuță. Bun, mulțumim foarte mult, Nicoleta. Dacă ar fi să tragem linie, totuși este o lună de succes. Așa este. Asta ar trebui să reținem. Cam acestea sunt informațiile, Florin.